Foarte mulți adolescenți, dar nu numai, ascultă pe stradă muzica în căști. De asemenea, inclusiv în transportul public se ascultă în acest mod muzica de către majoritatea oamenilor. Volumul este setat de regulă la maximum. Are sau nu efecte negative asupra urechii acest obicei, ne spune medicul orelist, că e prea complicat. Otoringo, așa, Dorin Romanat. Salut, domnule Romanat. Salut și mulțumesc pentru mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat. Avem mai multe întrebări aici. Vrem să ne lămurim. Care căști sunt bune? La ce volum trebuie de ascultat? Și, în general, care sunt tendințele în lumea căștilor? Și ce zic medicii despre acest obiect atât de des folosit? Da, căștile în prezent sunt foarte des folosite. Practic, urmează sau este ca un obiect necesar, care toți o folosesc, într-un motiv nu deranjează cealaltă persoane prin ascultarea muzicii preferate sau alte chestiuni, datorită posibilităților tehnici care sunt în ziua de astăzi. Da. Dar să nu uităm, moment important, că căștile sunt bune atunci când nu se ascultă la maximum. Mm. Maximum, volumul care este permis pentru a nu afecta aparatul auditiv este 60-70% din posibilitățile căștilor. Ah, iată cum. Da, la urechea noastră are posibilități undeva de 89 de decibeli să fie tot ok. Până la 89 este tot ok, noi probleme nu avem. Adică urechea foarte bine compensează acest decibeli. Și cum ar putea acest volum dat la maxim să afecteze urechea? Adică în popor să zici că poți să asurzești. Da, urechea noastră internă are niște cili. Mielcul, el se numește mielc și în interiorul acestui mielc sunt niște cili, niște celule senzoriale care răspund de percepția acestor unde și deja mai departe transmite informația prin nerv la nivelul creierului, la niște centri la nivelul encefalului nostru. Deci deja mai înțelegem deja. Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, ascultatul muzicii sau a sunetelor la nivel maxim, ceea ce ne permite dispozitivul, este nociv, adică este face nociv, rău. Da. Urechilor. Pentru comparație, vreau să spun că un concert rock undeva este 110 decibeli. Wow. Dacă noi, datorită la căștile acestea care sunt acum moderne, noi cu ele ușor ajungem la 100 de decibeli. Și dacă este 90 decibeli, timp de 4 ore, în fiecare zi se ascult pe o perioadă anumită, atunci noi pierdem la fiecare 4 ore de ascultat, în fiecare zi noi pierdem din celulele acestea care ne răspund de auz. Crește decibeli, 110, chiar la 130, 120 decibeli, noi deja timp de 3 minute putem să avem această surditate. Prin ce se manifestă? Mulți se întreabă. Deci, prin ce se manifestă, totuși, ca să înțelegem că este o problemă. Scăderea auzului, dar nu este primul semn. Primul semn este vuietul urechi sau tinnitus, noi spunem, medical. Și al doilea moment este senzații de urechi de ureche blocată sau ureche care se dați de avion, așa, când toți știu cum urechea se blochează în avion. Acest pacient se deranjează. Mai târziu, datorită la aceste intensități care mare ale sunetului, apare și hipoacuzia sau scăderea auzului. Scăderea auzului nu apare brusc, nu este o traumă a urechii interne ca să apară scăderea bruscă a auzului, dar apare treptat în decibeli care pacienți sau persoanele nici nu cunosc, poate fi probleme cu urechea internă. Extraordinar. Dar totodată aș vrea să vă întreb, bine, cu decibeli ne-am lămurit, cu cât e mai ridicat, cu atât mai rău pentru aparatul nostru auditiv. Ce facem cu acei tineri care ascultă la decibel normal, dar practic nu-și scot căștile din urechi? Adică asta ar putea și asta afecta... Da, noi trebuie să ținem cont de sănătatea urechii. În primul rând, folosirea căștului timpul de lungat duce la patologie sau probleme cu urechea externă. Aha. Mai ales este așa... Dacă se poate să ascult, două persoane ascult cu aceeași cască. Atunci avem posibilitatea de a face o otomicoză sau o cipercă la nivel urechii sau o prezență mutii externe sau o patologie a urechii externe. Deci... Și atunci, da, decibelii e ok, am înțeles, 60-70%, respectăm, dar
nu avem, nu putem să folosim mai mult de 3, 4, 5 ori pe zi, de exemplu, această cască, că are și efect dăunătoare, fiind mai aproape de urechea internă această cască. Domnule Romanat, spuneți-ne, vă rog, dacă poate cunoașteți ca specialist, contează ce fel de căști folosim? Adică cu fir sau fără fir, interne care se bagă în urechi sau astea care le punem așa clasice deasupra urechilor? Dumneavoastră ce părere aveți? Dumneavoastră ce fel de căști? Da, eu personal folosesc fără fir, da. Fără fir. Da, fără fir. Nu, ce ține de cu fir sau fără fir, asta mai mult de, nu este, nu are nicio tangență cu auzul. Dar ideea este că aceste externe mari, care clasice, ele sunt mai benefice. Mai benefice. De ce? Așa. Ele acoperă totalmente urechea externă, ajutând ca sunetele să fie mai bine transmise la urechea internă. Da? Și atunci noi dăm volum mai mic, avem posibilitate să ascultăm muzica cu... Și de asta specialiștii nu este din afară, nu este alte sunete. Ce ține de urechea, de căștile acestea care... intrauriculare, să numim, sau mici. Wireless, wireless, care le fac folosesc toți, nu contează că e cu fir sau fără fir, ele sunt mai periculoase, deoarece îi sunt sunete adăugătoare din exterior. Și atunci noi suntem nevoiți să dăm volumul la maximum. Ah, iată cum. Da, și totodată și noi, le introducem chiar în chiar un puțin mai înăuntru. Cele mai periculoase din aceste căști sunt căștile care au un fel de tampon, de cauciuc, care blochează în totalmente, ele fiind și intraurucular introduse, plus și în totalmente blochează conductul auditiv și fac un sunet mai calitativ. Dar sunt problematic, dăm sunetul la maximum, sunete externe nu sunt, dar oricum sunt anumite intra-auriculare, adică nu se formează șcalea aceasta osoasă de transmitere a sunetului ca la căștile acestea mari clasice. Domnule Romanat, cred că ar fi cazul să îi îndemnăm și pe cei care folosesc căștile astea care se introduc să le și dezinfecteze din când în când, pentru că putem provoca o infecție. Da, în primul rând, cum am spus mai devreme, nu este nu este permis ca să folosească aceeași cască la diferite persoane. Fiecare cu cască este un obiect personal care este nevoie de respectat igiena personală. Plus, ar fi bine ca persoane care folosesc aceste căști, mai mult, mai puțin, nu contează, dar se facă o vizită la medicul urele, o dată în an. Pentru ce? Acolo, în urechi, mai sunt dopuri de cerume, în care multe persoane, considerând că ele sunt rele, așa să numim, îmi folosesc becișoare de tifon. Prin aceasta, împingând acest dop de cerume mai în profunzime. Și folosind și casca, se formează ca o barieră și atunci sunetul iar se transmite mai puțin, nu, de parte este mai bine, dar volumul mărim. Extraordinar. Și atunci avem posibilitate. Plus, ce ține de dezinfecție, asta cred că este, așa să numim, da, asta individual. Alcool, pe cască, ușor, dar dacă nu afectăm sistemul acesta de transmisie, până la urmă este electronic. Domnule Romanat, într-adevăr, niște informații foarte utile. Prietene, ați aflat care este efectul volumului dat la maxim, ați aflat care este efectul ascultării, folosirii aceleiași căști de mai multe persoane, dar cel mai important ce ne-a spus domnul medic este că măcar o dată în an trebuie să facem o vizită la orelist pentru, hai să zicem direct așa, pentru a face un pic de curățenie în urechile noastre. Noi vă mulțumim pentru informații și vă mai așteptăm la noi. Mulțumesc mult pentru invitație și aș vrea să adaug la sfârșit că totuși în fiecare an, data de 3 martie, sărbătorește Ziua Mondială a Urechii Sănătoase și a Auzului. Această dată trebuie să o păstrăm în minte că și anume de sănătatea urechii să ne gândim, anume când folosim căștile. E foarte important ceea ce auzim și cum auzim.